o explicație. Are, <laughs> legătură, are legătură cu ce se întâmplă? Are, are legătură și, și e weekend și eu credeam că și o să fie ușor. Nu o să fie chiar ușor, trebuie să fim un pic atenți pentru că avem luna albă conjunctă cu luna neagră. Așa că, în tot weekendul, răsar la suprafață toate nemulțumirile noastre, dar e bine, pe de altă parte, pentru că înțelegem care sunt acele situații de viață sau relații sau posturi în care ne pune și care ne mulțumesc, nu ne pună demnitate, nu ne simțim noi onorați, nu suntem întregi sau nu avem suficientă libertate pentru a ne putea exprima. Și asta se întâmplă pentru că trebuie să rezolvăm lucrurile. Nu uitați că sunt, e un weekend cu ultimele zile în fecioară. Zodie ce ne permite să ne punem viața în ordine, mercur în balanță, să discutăm despre relațiile noastre, așa că sunt multe lucruri de ordonat. Și pentru Berbec. Sunt în general preocupați de sănătate sau de diverse aspecte ale vieților care trebuie și ele puse așa în sertare. Așa că mâine o să fie foarte atenți la acele zone, domenii, relații, oameni, situații care nu îi lasă să se exprime de plin liber. Sunt destul de orgolioși mâine și vor face cum vor dori ei. Pentru tauri, casa și căminul sunt luați în atenție. Vor să facă ordine în casă, dar și cu cei din casă. Aș zice că ei au dreptate, au un simț extraordinar de bun pentru tot ce înseamnă echilibru și prosperitate materială, așa că vor pune pe toată lumea la treabă, dacă este cazul, mâine. Pentru gemeni vorbim de putere în a-și exprima ideile. Nu prea vor să țină cont de ceilalți, însă vor să fie ascultați. Poate a venit și pentru ei. Timpul, rândul, să spună ce gândesc sau să-și iertare. Pentru Racii vorbim mâine de putere în ceea ce privește luarea în posesia talentelor lor. Cu alte cuvinte, trebuie să fie conștienți de ceea ce pot să facă și să se laude cu lucrurile grozave pe care le-au realizat până acum. Uh, poate chiar în fața membrilor familiei, dacă cineva n-a fost informat. Pentru lei uh, este o zi, uh, de fapt un weekend, destul de delicat sâmbătă și duminică. Uh, pe de-o parte, pentru că au multe nemulțumiri. Unele legate de propria persoană. Vor să facă mai multe, vor să se impună mai mult. Poate că vor reuși în final să-și rămurească zonele de sensibilitate abilitate sau de slăbiciune și să și le corecteze. Dar trebuie să fie un pic mai blând cu ei. Pentru fecioare au puterea de a trece mai ușor peste un eșec sau peste niște uh, momente în care poate n-au dat tot ce au mai bun în ele. Și reușesc să treacă cu noblețe, cu demnitate peste aceste momente și abia de aici încolo este ridicarea. Pentru balanțe vorbim de modul în care vor să-și impacteze cercul de prieteni și anturajul. Vor să aibă un cuvânt de spus, fie că dau sfaturi, fie că își dau cu părerea, fie pur și simplu vor să simtă că fac ceva mai mult pentru comunitate, chiar dacă comunitate înseamnă doar prietenii lor. Așa că e un weekend foarte frumos. Aduc o contribuție. Scorpionii iau și ei decizii, își impun punctul de vedere, mai mult în familie, Familie, e sâmbătă și duminică și poate asta pentru că sunt un pic nemulțumiți de felul în care merg lucrurile, ar vrea să se accelereze un pic situațiile. Săgetătorii vor să aibă și ei dreptate și pot fi nemulțumiți dacă fie nu argumentează ca să convingă, fie nu reușesc ei cumva să ajungă la adevăr. Într-un fel sau altul au și ei nevoie de un sfat și bine ar fi să plece urechea să nu fie atât de orgolioși pe cât de această conjuncție lună neagră, lună albă. Pentru capricori este un moment de putere și sâmbătă și duminică. Modul în care reușesc să treacă peste propriile lor slăbiciuni sau vicii, îi onorează. Și se pare că reușesc să aibă control de plin asupra proprii persoane. Asta ar trebui să facă și vărsătorii mâine, pentru că există o tentație de a se lăuda un pic, considerând că dacă nu se laudă, nimeni nu vede lucrurile grozave pe care le fac. E, nu este chiar așa. Un pic de măsură ar fi um, binevenită. Iar pentru pești, un final de săptămână de recomandat uh, pentru sănătate. Ar fi grozav. Iar cei care au de muncă, ar fi bine să fie harnici, pentru că vin niște idei bune sau măcar corectează niște greșeli de săptămâna trecută. Și nu uitați că ne întâlnim și mâine la Star Zodiac de la ora 18 cu horoscopul pentru săptămâna următoare. Mul